Deci, astăzi noi ne primim o misiune secretă, și anume ziua surorii lui Maria. Așa că noi mergem acum noapte la Cahul, din Chișinău, numai cine am pornit, e oara 9.46, afară e o ceață extraordinar de mare. Sperăm să ajungem cu bine și o să facem surpriză. Noi am crezut că o să ajungem mult mai devreme, am ajuns cam greu și acum este ora 1. Deja o oră trecut de când zoi nașterii s-a început. După lumina din sticlă, pare mi se ei deja dor. Așa că o să încercăm acum să-i trezim. Mulți ani trăiască! Și salut! Și totuși la noi ieri s-a primit surpriza, foarte frumos. Astăzi este zi nouă și o să încercăm să facem o călătorie mică prin Cahul ca să vă arătăm cele mai frumoase locuri de aici. Cahul este un oraș mic, dar frumos. Am încercat să surprind cele mai cunoscute locuri, ca sanatoriul Nufărul Al, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hajdeu și Biserica Sfântul Vasile. Totuși, cred că multe nu am văzut acolo. Așa că, dacă sunteți din Cahul și cunoașteți alte locuri care sunt la fel de frumoase, scrieți în comentarii și la sigur revenim cu un nou video.